Când se vorbește despre pericolele care se ascund în oceane, în primul rând, toți își amintesc despre rechini. Doar o singură mențiune a lor provoacă un sentiment de frică puternică. În minte apar imagini cu un monstru gigant din celebrul film Meg. De fapt, rechinii, cu excepția câtorva specii, singuri, niciodată nu atacă omul. La fel se comportă și alți giganți maritimi cu colți. De aceea, astăzi nu este vorba despre ei. De fapt, de mai multe ori, pericolul se ascunde printre cei mai mici, mai discreți sau, din contra, cei care sunt foarte viu colorați. Aceste creaturi drăgălașe, care par inofensive la prima vedere, au cele mai puternice și chiar mortale substanțe otrăvitoare. Viața pe Pământ a apărut cu milioane de ani urmă și tot acest timp, în toate colțurile lumii, continuă o luptă permanentă de supraviețuire a speciilor. Rămâne în viață cel care poate să se adapteze cel mai bine mediului din jur, care e în permanentă schimbare. Natura le-a dăruit animalelor și plantelor multe instrumente pe care, folosindu-le, pot să se hrănească sau să se protejeze. Unele specii au primit în dar arme biochimice reale. Veninul. Oamenii de știință numără peste 500 de specii de pești otrăvitori, 93 de tipuri de animale celenterate, 91 de tipuri de crustacei și 26 de specii de echinoderme, toate otrăvitoare. Dar nu trebuie să cedem în fața fricii. Acestea pot să rănească omul doar în caz de autoapărare sau când acesta le deranjează printr-o mișcare neatentă, provocându-le durere. Mulți turiști care văd peștii de lângă corali atât de viu colorați vor să-i atingă, astfel riscând foarte mult. Peștele care ne așteaptă în apele Mării Roșii uneori poate fi foarte insidios. Pericolul se ascunde în înotătoarele lor cu care se apără sau ucid victima. De aceea, înainte de a atinge ceva ce vedeți pentru prima oară, gândiți-vă bine cu ce poate să se termine acest joc al curiozității. Peștele leu are un aspect care poate fi cu greu ignorat. Cu corpul până la 40 de cm în lungime și greutatea până la 1 kg, este pictat cu dungi foarte stridente. Dar aspectul lui foarte deosebit vine să avertizeze: nu vă apropiați! Pește otrăvitor. Acest pește arată incredibil, de parcă este o pasăre a lumii subacvatice. Unii îl mai numesc peștele zebră din cauza dungilor, alții peștele leu. Înotătoarele lui mari îl fac să semene cu un prădător feroce, anume aceste aripi luxoase ascund ace otrăvitoare. El are 18 țepi otrăvitori, care sunt folosiți ca instrumente de apărare împotriva prădătorilor. O înțepătură provoacă dureri incredibile, de la care oamenii leșină sau intră într-o stare de șoc. Pericolul pe care îl poartă în înotătoarele sale îl face unul dintre cele mai temute creaturi ale oceanului. Chiar și după moartea peștelui, venenul lui își păstrează puterea. Se găsește în Oceanul Indian și cel Pacific, în largul coastelor Chinei, Japoniei și Australiei, lângă recifele de corali. Printre aricii de mare care fac parte din familia Echinoderme, care include peste 600 de specii de animale marine, unii sunt complet inofensivi, iar alții trebuie evitați. Corpul sferic al ariciului de mare este acoperit cu ace. Înțepătura acestora provoacă o durere egală cu un cui înfierbântat care străpunge corpul. Acele ascuțite sunt fragile. Pătrunzând adânc sub piele, se rup și e foarte greu să le scoți. Un pericol mare pentru oameni sunt locuitorii recifelor de corali, aricii tropici. Corpul lor de mărimea unui măr este plin de ace, care seamănă cu cele de tricotat. Au lungimea de 30 de cm, sunt foarte sensibile, flexibile și reacționează instantaneu. Dacă pe arici cade vreo umbră, el imediat își îndreaptă acele în direcția pericolului și le aranjează împreună. În largul coastei Japoniei se mai întâlnește alt arici de mare otrăvitor. Pescarii de acolo îl numesc ucigător. Înțepătura lui este mortală. Corpul e lipsit de ace, dar are multe rădăcini care se termină cu ceva de genul pensetei. Dacă sunt atinse de neatenție, capcanele otrăvitoare se declanșează instantaneu, iar veninul este injectat în corpul victimei capturate. Acești arici de mare sunt foarte periculoși pentru oameni. Veninul lor provoacă o durere care arde, palpitații puternice care duce la paralizie. Se găsesc în zonele tropicale și subtropicale ale oceanelor Indian, Pacific și Atlantic.
Dragonul de mare. Pescarii se feresc de dragonul de mare din cele mai vechi timpuri. Înțepătura spinelor care sunt situați pe partea dorsală a notătoarelor se consideră la fel de dureroasă ca și cea a peștelui leu. Poate provoca insuficiență respiratorie, convulsii și chiar duce la stop cardiac. Peștele are un corp alungit, care ajunge până la 40 de centimetri, cântărește până la 300 de grame. Maxilarul inferior este mai lung, are dinți mărunți destul de ascuțiți. Ochii sunt situați pe partea superioară a capului. Câteva notătoare sunt situate pe spate și pe gât. Dragonul are de la 5 până la 7 țepi la spate. Fiecare este acoperit cu un strat subțire de piele. Are spatele maroniu gălbui, presărat cu dungi închise separate. Burta este deschisă la culoare. Chiar dacă dragonul de mare e mort, oricum trebuie să aveți grijă ca să nu vă înțepați de el. La baza spinelor se află glandele otrăvitoare. Ei se găsesc predominant în golfurile cu apă de adâncime mică, cu fund noroios sau nisipos. De obicei se bagă în pământul moale, astfel încât e vizibilă doar partea de sus a capului, ochii, gura și țepii. Dar această pasivitate este doar vizibilă. Din cauza stilului de viață discret, dragonii de mare sunt foarte periculoși pentru toți. Pot să sară instantaneu din ascunzătoarea lui și cu exactitate să străpungă victima cu ghimpul otrăvitor. Dacă veți călca accidental un dragon de mare cu piciorul gol sau dacă îl veți lua în mână, va introduce în corpul dumneavoastră spinii ascuțiți. După o astfel de înțepare, apare o durere acută, care continuă câteva ore sau chiar toată ziua. Dragonul de mare se întâlnește în largul coastei norvegiene, insulele britanice, în coasta de vest a Africii, precum și în largul coastei Chile. Peștele de piatră este unul dintre cei mai otrăvitori și urâți pești ai oceanului. Venenul lor este tetrodotoxina, considerată cea mai periculoasă dintre toate pe care natura le-a dăruit animalelor maritime. Peștele de piatră are lungimea corpului de doar 15-20 de centimetri și cântărește până la 200 de grame. Are capul mare, ochii mici și gura uriașă. Maxilarul inferior este proeminent, gol, fără solzi, maroniu, uneori cu pete și dungi. Corpul îi este acoperit de niște umflături. Glandele venenoase se află la baza înotătoarei dorsale, din care ies 13 țepi otrăvitori. De obicei, peștele de piatră se ascunde sub pietre, în corali sau se îngroapă în mâl și nisip. Poate să rămână în bălți după maree, pe o piatră. E imposibil să fie observat. Când simte pericol, ridică țepei. Doar o atingere și peștele o să vă străpungă imediat cu țepii săi. Nici nu veți reuși să înțelegeți cine v-a rănit. Peștele de piatră se găsește în Marea Roșie, în Oceanul Indian, pe lângă insulele Pacificului și în nordul Australiei. Localnicii îl numesc vampirul cu negi. Venenul acestui pește este foarte periculos pentru oameni. Șocul de durere este atât de puternic că omul poate să piardă cunoștința. Durerea durează ore întregi. Există halucinații, convulsii și chiar duce la stopul cardiac. Întâlnirea cu această creatură duce la moarte și chiar dacă omul supraviețuiește, cel mai probabil că rămâne invalid pentru toată viața. Veninul distruge globulele roșii și afectează sistemul nervos central. Anual, din cauza veninului acestui pește, mor 120 de persoane. Pisica de mare. Necătând la denumire, n-are deloc legătură cu pisicile. Lungimea corpului său ajunge până la 2,5 metri, iar greutatea până la 16 kg. Cu ce armă îngrozitoare a înzestrat-o natura? Posedă o coadă lungă, ornată, cu țepi venenoși. Chiar și o pisică de mare mică care se găsește în apele de coastă a Oceanului Atlantic, lungimea acestui ac ajunge până la 20 de centimetri, iar pisicile de mare de 2 metri poate să aibă țep de 30 de centimetri. Este capabilă să lovească cu atâta putere că nici încălțămintea de cauciuc nu va proteja, nici costumul pentru scufundări. Poate străpunge chiar și fundul bărcii cu țeapa sa.
Pisica de mare care se apără este foarte periculoasă. Prinsă sau speriată, își aruncă imediat coada flexibilă în jurul obiectului care îi atinge corpul. Își înfipge acul adânc sau doar lovește inamicul cu coada. Nimerește fix în locul în care a țintit. Veninul ei este foarte toxic. Afectează imediat sistemul cardiovascular. Dacă nu este oferit ajutor medical de urgență, omul rănit poate să moară peste 24 de ore. În fiecare an, de la începătura pisicii de mare, suferă peste 3.000 de oameni. În antichitate, oamenii care locuiau pe coastă făceau din acești țepi vârfuri de săgeți. Era imposibil să fie scoase din corp din cauza numeroaselor crestături. În Africa de Vest și Ceylon, din cozile spinoase se făceau biciuri cu care erau pedepsiți criminalii. Pe insula Seychelles, astfel de biciuri se țineau pentru a speria soțiile. Această pisică de mare este răspândită în Oceanul Atlantic, în Marea Mediterană, Neagră și Azov, de asemenea în largul coastelor Africii de Nord și a Europei. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii de care dintre aceste creaturi maritime vă este cel mai mult frică. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!